De pe agenda manifestărilor organizate de bunicuțele nu va lipsi nici programul dedicat sărbătorii nașterii Domnului. Va fi un program mai redus decât în anii precedenți, dar care va aduce bucurie în sufletele colindătorilor. Avem un program, un recital de colinzi, 3-4 copii de la școală și iată să facem ceva prăjituri specifice de Crăciun și să împărțim, să dăm la copiii aia câte un pachetel. A fost un an plin de evenimente la care s-a prezentat și pe care le-a organizat Asociația Femeilor Bunicuțele. Membrele asociației sunt hotărâte să-și continue cu același elan activitățile și în anul care vine. Cred că asta o să repetăm din nou tot ce am făcut, care sunt la noi de fiecare dată Mărțișorul, Mântrui Portul Românesc, Ziua Ie și Sânzienile, și în septembrie cartoful, cel mai frecvent aliment, și curcubeul. Aștia nu o să le sărim. Acum vedem cum o să fie situația financiară, dar o să putem să călătorim ca anul trecut, adică ca anul acesta, dar noi ne dăm silința să ne ajute care pot. Pe această cale le dorim bunicuțelor ca noul an să le aducă sănătate și putere de lucru pentru a promova în continuare tradițiile și obiceiurile noastre populare.